Aș vrea să le ridicăm cu toți pe picioare. Și înainte de toate aș vrea să rostesc o rugăciune. Tată din cerul, suntem înainte. Rog să binecuvintezi cuvântul Tău în această seară. Te rog, Doamne, să binecuvintezi pe cei ce-L ascultă, Doamne, și să ne dai putere, Doamne, să-L trăim. Îți mulțumim pentru această oportunitate frumoasă de a fi din nou în casa Ta, de a fi în nou din nou în jurul cuvântului Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău care este adevărul, care este dreptarul, care este lumina vieții noastre. A Ta să fie slava, cinstea și onoarea. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Aș dori, dacă se poate, microfonul numărul 6, dacă puteți să mi-l aduceți. Aș vrea să dau citire din cuvântul Domnului din Luca, capitolul 2, pagina în Biblie 987, care spune așa. La vremea aceea, în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și s-a născut și a născut pe fiul ei cel din tâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru el. Amen. S-a vorbit mult despre casa aceasta, unde s-a născut, despre loc și în fiecare an vreau să vă spun că povestea asta mi-o imaginez diferit. Închid ochii și văd un om cu o femeie însărcinată pe un măgar într-o călătorie lungă. Și mi imaginez întotdeauna când au ajuns în dreptul hanului, în seara aceea. Era o seară în care hangiu era fericit. Cum spunem noi când ne merge bine sau la restaurant când ne spune cum a fost, a fost casa plină. Hangiu era cel mai fericit, era un om prosper, toate camerele ocupate, toate mesele ocupate, dinarii străluceau în palma lui ca niciodată, ca soarele. Și se uita cu bucurie la ei și spunea ce bine-i astăzi la mine în Han. Ce bine că acest Quirinius a făcut această înscriere. Hangiul acesta se gândea la business-ul lui să și-l extindă puțin. Se gândea că poate și la anul care vine se va mai întâmpla ceva și la nevoile și la necesitățile pe care oamenii aceia le aveau. Și când se uita cât sunt afară, își făcea calcul. Băi, dacă aș mai fi avut 20 de camere, aș mai fi făcut niște bani. Dacă aș mai fi avut aici încă 10 mese, mi-aș fi mărit bugetul. Și erau afară oameni care nu mai aveau loc de poposire. Erau oameni care călătoreau și în drumul lor spre locul acesta unde trebuia să ajungă să se înscrie, erau mulți călători. Și printre ei era Iosif cu Maria. Spune cuvântul Domnului și când citesc în versetul 7, întotdeauna acest sfert de verset, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Nu era loc pentru ei. Acum, ca și proprietar de restaurant, de hotel, ca să îl bagi înăuntru pe unul care nu are cameră, trebuia să faci ceva. Să mergi să bați la ușă și să-i spui la altul care deja a plătit, rog frumos, poftește afară, aici e o femeie însărcinată, trebuie să intre înăuntru locul tău. Dar lucrul ăsta nu-i cu putință. Nu te poate scoate nimeni afară dintr-un hotel după ce ai plătit, că vine altcineva să stea în locul tău. Dar totuși, hangiul ăsta face un lucru și spune acolo în spate, am un loc pentru voi.
totuși nu-l văd chiar așa de rău. Totuși, din punctul meu de vedere, hanciul ăsta a făcut tot ce a putut pentru tânăra această pereche. Și spunea cineva că, de fapt, lumea asta e ca hanul hanciului. Dacă hanul acela l-a primit cu ușă închisă, toată omenirea asta l-a primit în același fel, cu ușă închisă. Pentru că în inimile oamenilor nu este loc de poposire. Pentru că în familiile oamenilor care trăiesc pe acest pământ, e prosperitatea care era și în casa hanciului. Pentru că în unele case nu este loc de Hristosul, e loc de Moș Crăciun, e loc de Santa Claus. Pocăiților, reveniți-vă! Nu vă îmbrăcați în Moș Crăciun și vă mințiți copiii că există o răsplătire în urma ascultării de părinți. Moș Crăciun ăsta, sau cum îl numiți dumneavoastră, Santa Claus, e un lucru demonic. Pentru că totdeauna diavolul va încerca orice sărbătoare să ne-o fure. De Paște a apărut iepurașul. De Crăciun a apărut mincinosul ăsta cu barbă albă. Mi-aduc aminte că a venit odată și la noi cineva s-a îmbrăcat și am recunoscut vocea și am știut că, e vecin. Zic, nu există așa ceva. Nu există. Vedeți dumneavoastră, oamenii din zilele noastre întotdeauna sunt axați pe altceva. Sunt axați să-și ducă viața lor cu familia lor într-o direcție confortabilă și nu-i rău lucrul acesta să ai grijă de familia ta. Hanciul acesta era un om prosper din punctul meu de vedere, pentru că acolo în zilele acelea erau oameni și aveau bani oamenii aceia și oamenii aceia cheltuiau bani în locul de poposire. Oamenii din zilele noastre sunt atât de confortabili în casele lor încât nu mai vin la biserică. Nu mai vin la biserică. Suntem în Portland, Vancouver, peste 10.000 de români. Câte biserici ar trebui să fie? Pline ochi! Pline ochi! Unde sunteți români? Și am să o spun ori de câte ori am ocazia. Unde sunteți? V-ați ajuns? Ați dat de bine? Stați confortabili acasă? Unde sunteți? Vă mințiți copiii cu lucruri de nimic care vor trece? Orice cadou care poate ați dat 500 pe el sau 100 sau 600, într-o zi știți unde va ajunge? La gunoi, la garbici, ca și oameni cu minte sănătoasă la cap. Vă îndemn în preajma sărbătorilor, strângeți-vă copilașii așa cum odată pe noi ne strângea părinții noștri și vorbiți-le despre marea sărbătoare. Jesus is the reason for the season. Am avut aici pe ecran toată luna aceasta. Nu le spuneți povești, basme care nu și-au rostul. Am auzit atâtea povești în preajma sărbătorilor de iarnă, care nu au nimic de a face cu Biblia. Despre hoțul ăsta cu barbă, un om bun din Laponia, care îți aduce ție și îți face, dacă ești cu minte și dacă îi scrii scrisori, și oamenii își duc în eroare copiii, punându-i chiar să scrie o scrisoare. Și știți care-i tragedia? Oamenii îl așteaptă pe Moș Crăciun mai mult decât îl așteaptă pe Iisus Hristos. Îi așteaptă să vină moșul, să le aducă ceva, că ori fost cu minți. Doamne, ai milă de noi. Și din păcate, dintre noi, dintre frații noștri, sunt oameni care îl așteaptă pe Moș Crăciun, împreună cu copiilor. Eu vreau să vă spun că nu-l aștept pe Moș Crăciun ăsta niciodată. L-am urât din toată inima mea. Vă spun sincer, la noi era altul, era unul Moș Gerilă. Venea în ianuarie. El venea cu întârziere. Întotdeauna venea cu căciulă, cu portocală și cu două nuci. Era sărac rău. N-avea prea multe de adus. N-avea prea multe de oferit. Eram dezamăgit. Am trăit în perioada aia comunismului. Am trăit în perioada aia grea în România, când vedea portocală, o mâncai cu tot cu coajă. Țin minte că din cojile de portocală făceam ceai. Ce bine ne simțeam când aveam o portocală. Dar pe lângă portocalea, știți ce mai aveam? Mai aveam ieslea în minte. Îl aveam pe pruncul Iisus. Îl aveam în minte și în inimă. Pentru că cineva s-a îngrijit de noi. Că pe lângă pachetele și cadourile pe care le primeam în fiecare an, primeam încă ceva. Primeam cuvântul Domnului. Mergeam la biserică cu familia. Sfintele sărbători de iarnă, așa le numeam, Sfintele sărbători de iarnă. Mergeam în locul unde sfinții copiii lui Dumnezeu se adunau.
și vorbeau despre marea minune, vorbeam și știam poveștile astea și le știu de copil, despre Hanciu, despre păstorii din câmpia Betleemului, le știu și le iubesc. Sunt poveștile copilăriei mele. Cu ele am crescut. Și mulți dintre voi ați crescut și noastră cu ele. Dar știți ce e frumusețea? Sunt povești adevărate. Nu-s basme, închipuiri de Petre Ispirescu sau de eu știu care scriitor care ne-o descrieți frunțile copilăriei. Nu-s povești cu feți frumoși. E vorba despre un mântuitor care a ales să vină în lumea noastră, să se nască în Betleemul din Iudeea, după cum au profețit prorocii, într-un loc. Și unii spun că o fi fost hotel, că o fi fost casă, că o fi fost baracă, că nu știu ce o fi fost, dar s-a născut. Asta știu sigur că s-a născut. Contează mai puțin unde s-a născut. Contează mai puțin cum s-a născut. Dintr-un punct de vedere, dar dacă au venit în lumea aceasta și lumea aceasta l-a respins, pentru că nu a fost loc de poposire în Han, ușa pe care acest hanciu i-a închis-o în față, a fost o ușă închisă indirect, dar în zilele noastre în care trăim, oamenii le închid ușa inimilor direct. Nu vreau să aud de așa ceva. Mie mi s-a spus, nu îmi spune că nu mă interesează. Nu mă interesează. Ce fericit era Hangiu. Îi mergea așa de bine. Și Hangiu ăsta, citeam, scria cineva așa frumos despre copilul Hangiului. S-a dus povestea mai departe. Și spune că povestea pe care am citit-o despre copilul Hangiului, spunea că Hangiu ăsta, într-o zi îmbătrânit, copilul lui a crescut mare. Și povestea spune că acest copil de Hangiu își punea o întrebare. Mă, ce moștenire ciudată m-a lăsat tata, spunea el. Am un han frumos. Dar uite că oamenii care trec pe aici îți interesați de ieslea din spate mai tare decât de hanul meu. Pentru că acolo în dimineața aceea, în hanul acela, au început oamenii să vorbească ceva. Pentru că noaptea aceea ceva s-a întâmplat și toate veștile și toate vorbele care ajungeau prima dată, știți unde ajungeau? În han. În centrul orașului, dacă vreai să mergi în centrul orașului, erau acolo și știai toate newsurile pe vremuri. Și știi ce au auzit ei? Au auzit acolo în Han că vorbeau oamenii mari, noapte, niște îngeri în câmpia Betleemului, au văzut niște păstori, au văzut niște îngeri în câmpia Betleemului. Mă, dar de când și păstorii ăștia, ciobanii ăștia, au devenit așa de speciali încât văd îngeri? Ce teologi mari or fi și ăștia că ei știu cum arată un înger? Ce oameni deosebiți or fi și ăștia că ei au fost într-o câmpie lângă oile lor, spune cuvântul Domnului, aveau grijă de turmele lor și noaptea aceea li s-a arătat un înger și îngerul le-a adus o veste bună. Deja se vorbea în Betleem. Deja era forfotă și uitați ce spune cuvântul Domnului. Spune că în ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Ați văzut vreun înger bun dintre dumneavoastră? Ridicați o mână. N-ați văzut? Ai văzut un înger? Eu am văzut și eu îngeri de lumină, dar am văzut și îngeri de întuneric. E o diferență. E o prezență diabolică când vine satana și încearcă să te sperie. E ceva ce te paralizează, e ceva ce te îngheață. Nu te mai poți mișca. M-am rugat doar în gând. Pentru că în gândul meu a fost rugăciunea aceasta pe care am auzit-o și la părinții mei, la înaintașii mei când se rugau. Să te mustre, Domnul satana. Sângele tău, Iisus, are putere. Rugați-vă și chemați numele Domnului peste casele dumneavoastră, peste copiii voștri. Pentru că societatea în care trăim vrea să pună altceva în ei. Să le dea o altă direcție, să îi îndepărteze de la Betleem, de la Iesle. Să îi îndepărteze de poveștile frumoase din cuvântul lui Dumnezeu, cu tot felul de povești de nimic în școlile acestea stricate. Mai mult ca oricând, e nevoie de voi, ca părinți să fiți preoți în casele voastre. Să vă ridicați copiii.
să-i învățați să fie tari, să fie puternici. Îngerii aceștia au adus o veste extraordinară acestor păstori și le-a spus, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că-și vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Ce mare bucurie să știi că asupra casei tale este un veghetor. Eu mă bucur și știu că cineva veghează deasupra casei mele. Și știu că diavolul chiar, oricât ar încerca el, oricât ar lovi el de tare, oricât ar încerca să ne pună jos, e o mână protectoare asupra mea, asupra casei mele. Pentru că în casa mea, într-o zi, s-a deschis ușa și a spus, Iisuse, intră în casa mea, intră în inima mea. Că dacă Iisus Hristos ar fi doar în casa ta și n-ar fi în inima ta, tot afară ar fi un Hristos în casa ta. Dar slăvit să fie Domnul că e și în inimile noastre. Și de când locuiește în inimile noastre, mintea, scopurile, direcția vieții mele și a dumneavoastră s-a schimbat. Ne-am întâlnit cu El și pentru că ne-am întâlnit cu El, ne-a schimbat mintea, ne-a schimbat viziunea și bucuria și toate cuvintele pe care le auzim din cuvântul Domnului și în toate încurajările care le auzim din cuvântul Domnului, pentru mine sunt da și amin, pentru noi sunt da și amin, nu vă temeți! Când deschidem televizorul, știți ce vedem, nu? Apocalipsa. La ce se întâmplă? Și când citesc ceea ce cuvântul ne spune, mă duc aminte de promisiunile lui Dumnezeu și spune, nu vă temeți. Fratele spunea că noi s-ar putea să fim generația care vom prinde răpirea. Să dea Dumnezeu așa să fie. Eu tare m-aș bucura, vă spun cu mâna pe inimă, într-o zi din casa Domnului, la o clipită, să dispărim toți și să ne întâlnim acolo sus în împărăția lui Dumnezeu cu toți sfinții. Mi-aș dori lucrul acesta. Dar ca să putem fi părtași de această mare binecuvântare, să fim mireasa lui Hristos, avem nevoie de curajul acesta. Avem nevoie să facem un lucru pe care l-au făcut oamenii aceștia în câmpia Betleemului. Spune cuvântul Domnului că iată semnul după ce îngerul le-a vorbit, spune iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășurat în scutece și culcat într-o esle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă, spune cuvântul, și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți ce i-au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Deci, oamenii aceștia au făcut ceea ce Irod cu tot soborul de preoți nu au făcut. V-am mai spus că au făcut un studiu biblic când au trecut magii pe la ei și au pus o întrebare. Unde trebuia să se nască împăratul iudeilor? În Betleemul din Iudeia au venit răspunsul și s-au dus la culcare. Mă, dar niște oameni simpli. Niște oameni simpli fac altceva. Ăștia se ridic, se duc și se interesează dacă într-adevăr ceea ce spun îngerii e adevărat. Haideți să mergem și plin de frică, plin de bucurie, încercau un sentiment de bucurie și au luat-o în direcția aceea. Erau oameni fericiți, înțelegeți? Erau oameni plini de bucurie, că au văzut ceva. Ce mai vedem noi? Mai vedem lumina? Mai vedem binecuvântarea lui Dumnezeu? Că asta vrem să fim de fapt fericiți. Vrem să fim fericiți de sărbători. Și psalmistul David spunea în psalmul 34 cu 12 această întrebare. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Cine-i? Eu. Mai cineva? Slăvit să fie Domnul. O întrebare retorică pe care David, autorul psalmului, o pune. Știți când a scris acest psalm, David, când făcea pe nebunul în față la Amalek și l-a izgonit de la el. Vedeți dumneavoastră, spune că fericiți sunt cei ce sunt mustrați de Domnul și Iov 5 cu 17 spune, ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. Nu ne socoti mustrarea lui Dumnezeu. Păi când mai ai Duhul lui Hristos în tine, păi eu spun că te mustră când greșești.
Dacă nu mai simți nicio mustrare din partea Duhului lui Dumnezeu, când faci ceva greșit, că nu suntem sfinți într-atâta încât să nu mai greșim în vorbire, cine a ajuns perfect în vorbire, e desăvârșit. Ăla nu păcătuiește cu vorbirea, cu limba lui, și de multe ori cuvântul Domnului vine și ne mustră. Ne mustră prin cineva, printr-un frate, dar știți care e frumusețea? Când mustră Dumnezeu, o mustră, mustră cu mustră un tată care își iubește copiii. Când făceam câte o prostie acasă, venea tata și stăteam puțin de vorbă. Era mai greu atunci. Era mai greu. Și a zis, mă, tată, pe mine m-ai bătut cel mai mult dintre toți. Dar zice, da, dar te-ai crescut cel mai mare, zice. Tu ești cel mai frumos dintre toți. Unde tata crește. Am fost crescuți altfel. Am avut o disciplină altfel și am trăit într-o altă lume, parcă. Dar vreau să vă spun, mustrarea care vine de la Dumnezeu, mustrați-vă copiii voștri cu dragoste. Nu puneți nume copiilor voștri, pentru că așa o să crească. Ești ca tata tău sau ești ca maica ta sau ești ca bunica ta. Și n-aș vrea să folosesc nume de genul acesta. Dacă vreți să fiți fericiți, binecuvântați-vă copiii. Oamenii aceștia din câmpia Betleemului au mers, au văzut, l-au binecuvântat pe prunc, l-au binecuvântat pe Dumnezeu, s-au unit cu acea oaste mare cerească și l-au lăudat pe Dumnezeu pentru că erau fericiți. Noi, dacă vrem să fim fericiți, trebuie să ne unim cu cerul, să lăudăm pe Dumnezeu, să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Și vreau să spun că marginea pământului e în spatele casei tale. Acolo e marginea pământului. Frate, mi-a venit și a zis, frate, eu vreau să mă duc în Africa. Zic, știi unde e Africa? Du-te la Kecia, la Berexău, acolo e Africa. Zic, 15 kilometri. Nu trebuie să mergi până în Africa. Vrem să fim fericiți. Fericiți sunt cei ce sunt justificați înaintea Domnului. Ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit, spune Psalmul 32 cu versetul 1. Ce frumos cuvânt! Fericiți sunt cei ce se încred în Dumnezeu. Psalmul 40 cu 4 și vă rog, notați asta pe tăblița inimii voastre. Psalmul 40 cu versetul 4 spune: ferice de omul care își pune încrederea în Domnul. Dacă vreți să fiți fericiți, puneți-vă toată nădejdea și toată încrederea în Dumnezeu. Pentru că acest Dumnezeu minunat, acest Iisus, acest prunc care a venit în ieslea Betleemului să ne aducă ce-a avut mai bun de acolo, de la Tatăl din cer. Știți ce ne-a adus? Fericirea și sărbători fără Hristos nu sunt fericite. Ne urăm să avem sărbători fericite, dar fericire fără Hristos nu există. Există, poate, că ți-ai cumpărat un ceas fain, ce bucuros ești, până îl pierzi. Păi, Doamne, unde l-am pus? Sau ochelarii, nu? Cum am eu obiceiul. Degeaba îmi cumpăr ochelari, a treia zi nu-i mai am, să duc. Și am promis și nu m-am mai cumpărat ochelari. Fericiți sunt cei ce au frică de Domnul. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Căci atunci te bucuri de ce? De lucru mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nu predic Evanghelia prosperității, dar vreau să vă spun că Dumnezeu poate deschide cerul pentru tine. Hangiul avea un han și mergea bine. Ținea dinarii în mână și scria așa de frumos un frate păstor că dinarii aceia străluceau ca soarele. Erau galbeni, erau de aur și în dimineața aceea străluceau în mâna hangiului mai frumoși ca niciodată. O, Doamne, îndură-te de noi și dă-ne înțelepciune și putere. Fericiți sunt cei ce meditează la cuvintele lui Dumnezeu. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit, spune cuvântul Domnului în Proverbe 16 cu 20. Vreți să fim fericiți? Vreți să avem într-adevăr în inima noastră fericirea? Știți cum descria un scriitor, citeam despre fericire zilele acestea, făcea o comparație și spunea că fericirea e ca o pasăre
care vine și se pune pe umărul stâng și stă puțin. Câteodată stă mai mult, dar până la urmă pleacă. Și câteodată nu se mai întoarce, niciodată. Cam așa e fericirea. Înțelegeți? Fericirea pe care ne-o produce lucrurile mărunte e trecătoare. Dar fericiți sunt cei ce locuiesc în casa lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului în Psalmul 80, 38 cu versetul 4. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude, slăvit să fie Domnul. Un loc în care poți să fii fericit e casa lui Dumnezeu. Un loc unde te poți reabilita, un loc unde te poți umple de cuvântul lui Dumnezeu, un loc unde scânteia aia, bucata aia din tine care încă mai fumegă puțin, acolo scânteia aia care mai e în tine se poate aprinde din nou. Dorința, pasiunea de slujire poate să renască în tine într-o zi în casa lui Dumnezeu. Dacă vei sta cu patru înțelepți, vei fi al cincilea. Dacă vei sta cu patru pocăiți, tu vei fi al cincilea. Dar dacă vei sta cu patru hoți, tu vei fi al cincilea hoț. Dacă te vei uni cu patru drogați, tu vei fi al cincilea drogat. Domnul să vă ajute să vă conduceți copiii în anturaje sănătoase. Nu-i lăsați să sleep over. Pentru că un șofer de-a meu și-a lăsat fata acum 3 ani să sleep over în Longview. 15 ani. O sunat telefonul, vino și ia-ți fata că ți-e moartă la mine acasă. Overdose? La 15 ani? Nu e o tragedie? Cum își bate diavolul joc de oameni și de tineri? Fericiți sunt cei ce meditează la cuvintele lui Dumnezeu. Cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe 16 cu 20, încă o dată slăvit să fie Domnul. La ce medităm? Știți la ce meditez când mă trezesc prima dată dimineața? Primul gând îmi vine, încotro să mă duc. Am cu tare problemă de rezolvat, Mă ridic din pat și mulțumesc Domnului pentru soția care mi-a dat-o și spune, vezi că iar te duci și nu faci ce trebuie să faci. Nevestelor, ajutați-vă soții. Mă, stai un pic, 5 minute. Nu arde dacă nu ajungi. Nu se termină lumea asta și fără tine. Stați și faceți-vă timp. Acolo lângă patul ăla sau unde sunteți în casă. Pentru că în casă locuiește Hristosul. Dacă hangiu a închis ușa, dacă hangiu a lăsat moștenire fiului lui, acel loc și fiul hangiului a văzut că lumea se uită în altă direcție. Într-o zi s-o fi întrebat și el, mă, dar ce s-a întâmplat aici? Și eu cred că într-o zi el a aflat ce s-a întâmplat acolo în locul ăla. De ce oamenii veneau să se uite? De ce oamenii veneau acolo să se închine? Dar degeaba te duci și te închini și am spus-o la locul unde s-a născut pentru că ești la goală. Degeaba te duci pe Golgota, că nu-i pe cruce. Degeaba să duc oamenii în Ierusalim, la mormântul lui, că e gol. Iisus trăiește, glorie Domnului. Și știți unde trăiește? În inimile noastre, în casele noastre, în viețile noastre. Mulțumesc Domnului că n-am fost ca cel hangiu. Mulțumesc Domnului că în înțelepciunea noastră care am primit-o de la părinții noștri, am înțeles ce înseamnă fericirea care vine de la Dumnezeu. Și aș vrea să închei cu un verset pe care îl găsim în Cartea Fericirilor, Matei 5. Matei 5 cu 8 spune așa de frumos: ferice de cei cu inimă curată, că cei vor vedea pe Domnul. Cum ții inima? Haideți să ne ridicăm în picioare. Ce e în inima ta în seara aceasta? Mai este acolo în inima ta, în mintea ta, gândul acesta al mântuirii? Mai vrei să mergi în cer? Mai vrei să fii mireasa lui Hristos? Mai vrei să ai parte cu sfinții? Mai vrei să-L vezi pe prunc? Dar nu o să-L vedem așa. O să-L vedem în slavă. O să mai vină într-o iesle. O să vină pe norii cerului, ca împărat, ca regea regilor, slăvit să-i fie numele. Îl aștept să vină. Mitor de El! Și de multe ori privesc la mine și îmi dau seama că mi-a făcut atât de mult bine.
Și chiar dacă e greu de multe ori, vă spun înaintea lui Dumnezeu, vine peste mine o pace și o bucurie. Și spun, asta e pacea care vine de la Dumnezeu. Pentru că lumea asta niciodată nu m-a oferit pace. Lumea asta nu m-a oferit prea multe, m-a oferit puțin. Dar ceea ce îmi dă pacea e cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce îmi dă pacea e Duhul lui Dumnezeu care e peste mine, peste casa mea. Și îi mulțumesc că nu m-a lăsat niciodată la bunul plac al vrăjmașului. Îi mulțumesc că mă ridică. Îi mulțumesc că îmi dă putere să rămân un vegheator. Îi mulțumesc că îmi dă putere să merg înainte pe calea aceasta pe care am pornit, pe calea mântuirii. O, Doamne, ajută-ne și pe noi în continuare să fim așa cum spui Tu în cuvântul Tău, cu hainele albe, spălate, ca să avem parte la pomul vieții și să intrăm pe porți în cetate. Spune cuvântul Domnului Apocalipsa 22:14, ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Povestea noastră în această seară se termină aici. Și aș vrea să nu uităm că a fost odată un om care a avut prosperitate, a avut succes, a avut bani mulți, a fost hangiu, a avut de toate. Dar știi pe cine nu l-a avut? Pe Hristos. Pe Hristos l-a lăsat afară. L-a dus acolo în spate și s-a născut acolo. N-ai vrea din seara aceasta să-i deschizi ușa largă? Eu aș vrea. Vreau să-i deschid ușa largă, să spun, Doamne, rămâi cu noi că aceste seară. Vino în casele noastre. Dă-ne Tu putere să rămânem credincioși Ție. Mulțumesc Domnului pentru fericirea aceasta care ne-a adus-o în lumea noastră. Și aș vrea ca noi, ca și oamenii lui Dumnezeu, să rămânem fericiți. Pentru că spuneam, sărbătorile pot fi fericite, dar oamenii pot fi triști, pot fi amărâți. Spuneam că și astăzi oamenii au murit și oamenii sunt oameni care dorm pe sub poduri, sunt oameni în lipsuri, în greutăți. Astăzi, când ne urăm sărbători fericite, fericire fără Hristos nu există. Amin. Aș vrea așa cum stăm, să mergem într-o rugăciune. Cântă pianistule mai tare un pic. Să mergem în rugăciune și să spunem, Doamne, începând de astăzi, vrem să fim oameni fericiți. Vrem, Doamne Dumnezeule, să ne atingi în seara aceasta cu puterea milei Tale, Doamne Iisuse. Și îți deschidem inima larg, ca Tu, Doamne Dumnezeule, să ne atingi din nou. Doamne, poate în seara aceasta sunt inimi întristate, Doamne. Poate că întristarea o pătruns adânc, pentru că diavolul caută să rupă bucuria familiilor. Îl mustru în numele lui Iisus Hristos și chem pacea Ta peste casele noastre, Doamne. Tu ești Domnul nostru, ești Împăratul nostru, ești Dumnezeul păcii, ești Dumnezeul fericirii, Doamne, și îți mulțumesc, Tată din ceruri, că fericirea noastră ești Tu. Îți mulțumesc că și în anul acesta am învățat de la Tine că fericire nu există din altă parte. Tu ești sursa tuturor binecuvântărilor. Tu ești sursa fericirii. Te lăudăm și îți proslăvim numele Tău. Pentru că Tu ai intrat și la noi, ai poposit și la noi. Și de când Tu, Doamne, ai poposit la noi, suntem fericiți. Hosana Maranata, mielule divin din Golgota. Te laud și te binecuvânt. Pentru că Tu, Doamne Dumnezeule, o, Doamne, ne-ai dat o haină albă, îți mulțumesc că vom intra pe porți în cetate și ne vom atinge de pomul vieții, Doamne, și vom fi într-o sărbătoare cu Tine. Noi ne aducem aminte că ai venit în lumea noastră, dar, Doamne, știu că ne vei duce în lumea Ta într-o zi, Doamne. Dincolo de nori și dincolo de stele, acolo unde ne este casa, Doamne, îți mulțumesc, aleluia! Ești Dumnezeul fericirii, Doamne. Trăim într-o lume în care oamenii nu sunt mai fericiți. O, Doamne, se bucură de gunoaie, de lucruri care ajung pe gunoi și lucrăm atât de mult, Doamne Dumnezeule, să avem de toate și n-avem nimic la urmă, că ne minte diavolul, Doamne. Vrem să rămânem fericiți și vrem, Doamne, fericirea noastră să rămâi Tu. Osana Iisuse. O, Doamne, de azi înainte, Doamne, vrem mai mult din Duhul Tău, Doamne. Vrem să simțim prezența Ta în casele noastre și în viețile noastre. Aleluia. Amin.